Doamnelor și domnilor, acesta este Palatul Buckingham. Aici veți încerca emoția unică în viața de a intervieva o gardă a palatului. Ce mai faceți, domnule? Wow, aveți un coif foarte frumos. Chiar vi se potrivește? Cu fața. Mă întrebam dacă ați fi atât de bun să le spuneți acestor oameni de treabă cum e să fie o gardă veritabilă la Palatul Buckingham. Vedeți, oamenii buni, gărzile nu vorbesc prea tare. E bine, pentru că sunt antrenați să fie foarte tăcuți. Asta a fost cu oprirea la Palatul Buckingham, oameni buni. Credeți că am crezut-o? Țineți-vă bine, oameni buni, pentru că avem o surpriză specială pentru voi. Amestecul ăsta de ardei iuți va condimenta viața țapului. Ce face? Ce face? Cam 80 de kilometri pe oră. Nimeni nu va mai dori să meargă cu cele trei puși la male. Fă ceva, Dutch! Fac! Intru în panică! Charlie, ești rănit? Nu, sunt flamand. Ei bine, un lucru e sigur. Nimeni nu va mai dori să meargă cu noi. Cine v-a învățat să conduceți pușlamalelor? Hai, oameni buni, urcați la mine. Am să vă arăt eu adevăratul tur al Londrei. Nu. Mi-a plăcut plimbarea în viteză. Acum duceți-mi la plimbare pe un deal abrupt. Oh, da! Deal abrupt va fi. Ce bine! Am să le fac afacerea praf odată pentru totdeauna! Gata! Acum, ca să cunoașteți Londra cu adevărat, trebuie să-i cunoașteți oamenii, de aproape și personal! Fiți atenți la asta! Bună ziua, domnule! Bună ziua! Colegii mei și cu mine reprezentăm societatea Locuiți cu un londonez. Și datorită distinției dumneavoastră reputației în comunitate, ați fost ales să găzduiți acești vizitatori internaționali în frumoasa dumneavoastră casă, pentru ca să încerce adevărata Londra într-un mediu adevărat. Vreți? Desigur, intrați, oameni buni. Sau așa, ar fi foarte plăcut să vă am oaspeți puțin. Draga mea, ar fi bine să mai pui câteva tacâmuri pentru... Cerule! Apoi, când am făcut 9 ani, minte 10, am făcut 10 ani, am primit prima slujbă. Și atunci am învățat prima dată adevărată semnificația responsabilității. Vedeți, eram steward pe un vas de pasageri. Sau a fost pasager pe un vas de stewards. Da! Acum să vedem cele trei puși la male cum se mai bagă peste afacerea mea. Scuzați-ne, mergem să răspundem la ușă. Da, ar putea fi înțepenit așa că trebuie să mergem toți. Chiar trebuie? Da! Oh, nu! Ce s-a întâmplat? Sau un bolovan enorm, sau Bill Sykes ne-a zdrobit. Bolovan n-ar face atâtea pagube. Mai să fie, nu știam că țapii zboară. Sacrebleu, căruța e stricată, nu mai avem tură. Căruța nu e stricată, nu e așa, băieți? În niciun caz, nu e stricată. Are doar câteva lovituri, atât. O reparăm imediat. Vrea vreunul dintre voi să meargă într-un tur adevărat? Ce e, băieți, voi? Nu veniți cu mine? E turul încântătorului Bill Sykes. Nu-mi pasă cum o facem. Ne vom lua clienții înapoi de la Sykes. Da, niciun bătăuș nu ne va strica afacerea. Da, și știu exact cum o să fac. Ce? Am să te întreb pe tine ce ar trebui să facem. Știu, le vom arăta acelor turiști ceva ce n-au mai văzut. Trebuie să mai strâng doar un șurub. Da, așa. Acum voi merge la plimbare. Oh, muzică pentru urechile mele. Pe mine mă plimb prima
sângele regesc este primul. Acum nimic nu mă mai oprește. Oh, ce rost are. Grămada asta de fiare vechi nu va merge niciodată. Prostii, Foggin, o să o faci tu să meargă. Da, lucrurile cer timp. Nu, fetelor, aș putea să accept asta. Proiectul e un eșec. Un eșec. Nu e un eșec. Ai creat o operă de artă. Nancy, nimic din ce spui nu mă poate convinge că asta e o operă de artă. Figgin, Figgin! Figgin, asta e o operă de artă. Chiar crezi? Sigur că da! Și o operă de artă ar trebui împărtășită cu toată lumea! Așa că putem să o ducem în oraș să o arătăm? Da, putem să o arătați? Oh, cred că da! Cu siguranță nu e bună pentru altceva. A, grozav! Aici e, oameni buni, turnul Londrei. Și se amintește cumva de casă, mai ales temnița. Așa, acum hai să-i dăm drumul pe stradă. Înainte să intrați, trebuie să țineți minte un lucru. Veniți! Vedeți uluitoarea invenția profesorului Foggin din Londra! E uimitoare, e fantastică, e prima trăsură de vis cu aburi! Pușlam mare de scuzdătoare, mizerabile și bune de nimic! Da, oamenii buni, trăsura de vis cu aburi e acționată doar de acest motor pe aburi. Nu are nevoie de cai. Foarte bună, e foarte bună, da. Acum hai să vedem această minunată invenție în acțiune. Acțiune? Da, voi ajunge la asta puțin mai târziu. Am să vă zbori de pe planetă, pușlamarelor. Scuzați-mă, oamenii buni. Daci, cred că tocmai ai descoperit ce-o face să meargă. N-aș fi putut alege un moment mai bun. Daci, iar ai făcut-o. Charlie, vrei să... Voi trei sunteți istorie. Ne ajunge. Nu o să scăpați de data asta. Oliver, continuă să învârți roata! Așa, acum înneacă-le în praf! Hei, unde v-ați dus pușlamarelor? Nimeni nu scapă de Bill Sykes! Mai gândește-te, respirație de gunoi! V-ați auzit? Nimeni nu scapă de... Am să le vin de hac, pușlamarelor, chiar dacă va fi ultimul lucru pe care îl fac. Foggin, trebuie să încerci în continuare. N-are rost, fetelor. Ar fi trebuit să știu că drăcia aia furisită nu va funcționa niciodată. Hai, Foggin. Atenție, Foggin, funcționează! Invenția ta funcționează! Știam că invenția mea va funcționa, știam! Băieți, am uitat un singur lucru! Ce anume? Frânele! După cum vedeți, puțină hotărâre i-a dus departe pe băieți. De fapt, i-a dus în afara orașului.